Salut! Sunt Otto de la Miere TV, iar astăzi s-a terminat săptămâna 13 din singura transformare live documentată de pe tot YouTube-ul. Urși mei, bine ați venit la singura dieta picolă, suntem deja în sezonul 4 din Otto Slăbește, în care încerc să ajung la 50 de kg slăbite și în același timp să pun foarte multă masă musculară. Veți vedea imediat cântarul oficial să vedem dacă am reușit să slăbesc și săptămâna aceasta, să vedem dacă săptămâna 13 mi-a purtat ghinion sau nu, dar până atunci trebuie să vedeți toate mesele pe care le-am avut săptămâna aceasta, să o luăm așa ușor, în ordine cronologică, să vedeți ce mi-a mai gătit șeful meu personal și să vă inspirați din toate mesele pe care le-am avut. Nu dați skip direct la sfârșitul clipului, la cântarul oficial, pentru că pe parcursul meselor, pe parcursul săptămânii, v-am dat o grămadă de sfaturi foarte, foarte bune pentru a reuși să faceți și voi o transformare corporală, poate chiar mai șmecheră decât a mea. Ok, haideți să nu mai lungim vorba, haideți să intre mesele și apoi ne revedem aici cu cântarul oficial și să tragem ultimele concluzii ale acestei săptămâni. Bună dimineața, începem a 13-a săptămână de slăbit cu o cafea îndulcită cu o linguriță generoasă de miere de rapiță, pentru că îmi place cafeaua dulce și mierea este extraordinară pentru organism. Iar aici avem păstură, suplimentul meu apicol bogat în proteine are 30% de proteină, ne ajută să punem masa musculară, iar mierea ne ajută să ne ținem pofta de dulce sub control. Da? Consumați în fiecare zi 2-3 lingurițe de miere și o linguriță de păstură sau de polen. Uitați cam așa arată porția pe care o să o mănânc eu. De foarte bună v-am zis, mi ofer o protecție la stomac. Ia uitați, am făcut coletele care au venit săptămâna aceasta pe site-ul nostru www.miere.tv.ro Vreau să vă mulțumesc tuturor că ați comandat de pe site. Iar acum așteptăm băiatul de la Fan Curier să vină, să le livrăm către dumneavoastră. Acestea vor ajunge în maxim două zile lucrătoare și vreau să vă urez multă sănătate, să le consumați cu plăcere și să mai comandați de la noi dacă v-au plăcut. S-a făcut ora 12 și abia acum mănânc prima masa zilei, nu mi-a fost foame, plus de asta au venit niște prieteni pe la mine, am stat la cafea mai mult. Avem aici o prăjitură cu brânză dulce și stafide, avem foarte multă proteină, avem destul de puține calorii, pentru că nu are zahăr absolut deloc. După care o să merg o oră, o să fac puțin cardio pe aici prin curte o oră, să facem niște pași după care să vedem ce o să fac, pentru că le sunt închise, o să, probabil că o să fac niște flotări, niște serii de flotări, niște serii de genoflexiuni și apoi mai pe seară mai facem încă o oră de mers. S-a făcut ora 4 după masa și este timpul pentru a doua masă, avem aici o porție mare de spanac de 5-600 grame, spanacul a fost gătit fără ulei și are foarte puține calorii, are 25 de calorii pe 100 de grame spanacul, deci avem foarte, foarte puține calorii, avem și proteină foarte multă, avem carne de porc, din asta slabă, mușchileți de porc, în acela de peșirea spinării, foarte bun, a așa, foarte slab. Și voi mânca cu foarte multă salată de sfeclă roșie, din aceasta de la Lidl, aceasta are 50 de calorii pe 100 de grame, și bineînțeles mai am aici un colț de pâine, pâine din asta de secară, de la Velpitar, este o pâine foarte bună, are fibre multe, are proteine, ia uitați, Hai să ne uităm puțin pe etichetă, avem 242 de calorii pe 100 de grame și 9 grame, 9,4 grame de proteină, 45 de grame de carbohidrați, 1,5 grame de grăsimi și fibre 4,9 grame, adică 5 grame de fibre. Nu uitați să mâncați multe legume și fructe dacă doriți să slăbiți pentru că acestea au puține calorii. Iar lucrurile care au mai multe calorii, cum ar fi pâinea, mâncați mai puțină, da? Nu trebuie să le scoateți de tot din alimentație, puteți să mâncați, dar mai puțin. O feliuță, două, trei feliuțe maxim la masă este suficient. Am terminat de mâncat, a fost foarte bun. Am cel mai bun șef bucătar, sunt norocos. Asta a fost ultima porție de spanac, dar uh, am vorit cu Mike, așa, am mai cum și a că a mai cumpărat și o să mai facă săptămâna aceasta. Iar aici avem pepene. Mi-a tăiat niște pepene până am mâncat eu. Ia să vedem cum arată pepenele ăsta. I-am spus să nu mai tai și ultima felie pentru că nu mai pot. Deja m-am umflat foarte tare, m-am umplut. Plus de asta avem aici un bol foarte mare. Avem peste 500 de grame de pepene. Cred că sunt vreo 700 800 grame. Acesta o să fie desertul meu. Și apoi mergem să mai facem niște mișcare prin curte pentru că este foarte frumos afară. Am mers o oră astăzi pe jos. Am făcut aproape 10.000 de pași, dar vreau să mai fac încă o oră, plus că mai am de făcut câteva serii de flotări și de genoflexiuni. Pentru masa musculară trebuie să facem și câteva exerciții de forță, că altfel o să ne pierdem masa musculară, da? Vedeți ce mese mare am, pentru că mănânc lucruri cu puține calorii, lucruri foarte slabe în calorii, adică multe fructe, multe legume, fără uleiuri adăugate, fără grăsime adăugate și de aceea îmi permite să mănânc un volum foarte mare de mâncare. Aici am avut vreo 600 de grame de spanac, aici am avut vreo 300 de grame de sfeclă, acum mai mănânc vreo 700 de grame de pepene, deci vă dați seama, un kilogram jumătate, peste un kilogram jumătate de mâncare și credeți-mă, sunt deja foarte, foarte plin, sunt full. Nici nu mă grăbesc să mănânc pe până asta, o să mănânc așa ușor timp de oră, să mă relaxez un pic și după aia mergem să facem restul de antrenamente. Uitați ce am găsit în frigiderul și lor, am găsit jumări de porc, da? 200 de grame. Ca să vă fac cu o comparație acum, repede, să înțelegeți Astea au, ia să vedem noi, 635 de calorii peste 100 de grame. Și dacă au 200 grame, au peste 1200 de calorii, da? 1270 de calorii. Adică enorm. Gândiți-vă că eu am mâncat aici peste 1 kg jumătate și nu iau mai mult de 600 de calorii. Iar aici am 200 de grame, luăm dublu față de cât am mâncat eu. Eu am mâncat de 7 ori mai mult, cantitativ, față de gramajul ăsta de 200 grame, da? Dar asta nu înseamnă că trebuie să fim obsedați și dacă ne poftă, de exemplu, de o jumară, să nu putem mânca, da? Să vă fac un exemplu. Mamă, cât de bine arată jumările astea! Da, uitați, eu mănânc acum o jumară. Mhm. Mm wow ce bune Deci sunt foarte bune, într-adevăr. Bine, poate nu vă plac jumările vouă, nu știu, poate vă place ciocolata, da? Asta nu înseamnă că nu puteți să mâncați 2-3 rânduri de ciocolată. 2-3 căsuțe, pardon. Da? Puteți să mâncați un rând de ciocolată, 3-4 bucățele căsuțe din acelea pătrățele, pe zi nu este nicio problemă și am mâncat acum o jumară, dar asta nu înseamnă că trebuie să mâncăm foarte multe lucruri din acestea care sunt bogate în calorii din contră, trebuie să ne ferim de ele, să mâncăm cât mai puțin posibil. Dar în același timp să ne facem și pofta. Dacă vom răvni foarte mult timp la niște alimente și nu le consumăm absolut deloc timp de câteva luni, după aceea riscăm să dăm în partea cealaltă și când intrăm într-o din asta de jumări sau într-o ciocolată, să o devorăm, să mâncăm prea mult efectiv, să facem binge eating, să mâncăm prea mult, să nu mai putem ține poftele sub control sau chiar să renunțăm la dietă definitiv. Este foarte important dacă aveți pofte de ceva care are mai multe calorii, Faceți-vă pofta, nu e nicio problemă dacă mănânci de 100 de calorii, de 200 de calorii pe zi, ciocolată sau, eu știu, grăsime, jumări, nu este nicio problemă. Dar aveți foarte mare grijă cu cantitățile la, la lucrurile care au foarte multe calorii, iar lucrurile care au puține calorii, după cum vedeți, nici nu trebuie să vă stresați, să le cântăriți, din contră, mâncați mult, mâncați până vă săturați, mâncați să fiți plini, pentru că sunt și foarte sănătoase, pentru că au puține calorii și au foarte multe vitamine, vă ajută foarte mult corpurile. Foarte mulți micronutrienți. S-a făcut ora 9. Nu mi-a fost deloc foame până la ora asta. M-a ținut foarte bine ce am mâncat astăzi. Avem aici o varză fără ulei. Este o varză călită așa simplă. Jumătate varză normală, crudă. Jumătate varză acră. Am pus foarte mulți ardei din ăștia iuți pe deasupra. Pentru că îmi plac. Iar aici avem... Uh două filițe de pâine din asta de secară și desertul o să avem o portocală. S-a făcut ora 12 noaptea și ultima masă o să fie un baton din ăsta proteic de la Barbells. Bine, nu e chiar o masă, este mai mult o gustare, dar are foarte multe proteine, are 20 de grame de proteine și este ideal pentru, pentru o servire de proteină acum înainte de culcare. Sunt full, nu mi-este foame absolut deloc, dar pur și simplu mi-e poftă de ceva dulce și vreau să mai iau o servire de proteine înainte de somn. Bună dimineața! Astăzi începem ziua tot cu o cafeluță întulcită cu o linguriță de miere de rapiță și vom consuma o linguriță de păstură. Suplimentele mele apicole, suplimentele urșilor, ca să fim puternici, fraților. Iar aici avem micul dejun, l-am pregătit deja, pentru că am de săptămâna trecută niște chifteluțe făcute la cuptor nu sunt prăjite, sunt făcute la cuptor, sunt cu carne de curcan și foarte multe legume, avem patru chifteluțe, o sursă foarte bună de proteină, avem două feliuțe de pâine de secară, la fel foarte, foarte bună, avem aici o banană, avem și o sana, Îi merge foarte bine cu chifteluțele acestea, cu sandvișurile acestea, m-am trezit cu foarte mare foame urșilor, ziceți că am hibernat câteva luni, așa mă simt, chiar am poftă de mâncare, chiar mi este foame. În mod normal nu aș consuma combinația asta de sana cu cafea și cu banană pentru că risc să mă stric la stomac, dar cum să sunt închise și voi sta acasă, nu am probleme din punctul acesta de vedere. După care voi încerca să fac iarăși două ore de cardio, la fel cum am făcut și ieri. Ieri am mers 15.000 de pași, o să încerc să merg în fiecare zi câte 15.000 de pași aproximativ 2 ore, 2 ore și ceva, pentru că sunt niște exerciții cardio foarte bune. Nu subestimați mersul pe jos pentru că este foarte bun și mersul pe jos. Eu la greutatea mea și la masa mea musculară, dacă merg pe jos o oră, ard foarte, foarte multe calorii, deși merg pe plan drept, merg pe aici prin curte, nu merg pe plan înclinat, cum mergeam la sală, dacă la sală într o oră de mers pe plan înclinat de 15 grade ardeam 500 de calorii, e bine, acum trebuie să merg 2 ore pe plan orizontal, pe plan drept, da, prin curte, ca să ardem același număr de calorii, însă nu este atât de greu. Mă uit pe telefon, mă uit pe YouTube și timpul zboară destul de repede și cu ocazia asta ardem și foarte multe calorii, ceea ce este foarte bine pentru că mă ajută să fiu într un deficit caloric curșilor. Sper să slăbesc și săptămâna aceasta. Vom vedea la sfârșitul săptămânii rezultatul, iar pentru masa musculară voi face câteva serii de flotări, câteva serii de genoflexiuni și câteva serii de fandări. Pentru că sările sunt închise și trebuie să ne adaptăm, trebuie să găsim mereu rezolvări la probleme și vom trece cu bine și peste această perioadă. Iarăși au venit comenzi pe site, așa că ne-am trezit de dimineață și am făcut coletele pentru voi, pentru clienții noștri. În 48 de ore vor ajunge la dumneavoastră acasă, să le consumați cu plăcere și multă sănătate vă doresc tuturor care ați comandat de pe site. S-a făcut ora 4, am facem o pauză pentru masă acum, pentru că am făcut deja o oră de mers. Avem aici deserturi, dar voi începe cu desertul pentru că pizza este la cuptor. Tocmai aici am făcut o pizza și am băgat-o la cuptor. Avem aici un castron din asta de 500 de grame de fructe. Avem o banană, 3 kiwi și vreo 300 de grame de căpșuni. Voi începe cu desertul, cum am zis, pentru că pizza nu este gata și apoi revenim și cu pizza. Pentru că trebuie să mâncăm și ceva proteine, dar nu putem să mâncăm mai fructe. S-a făcut și pizza urșii mei, ia uitați cât de bine arată, cât de multe legume are. Este foarte, foarte bună, este slabă în calorii. Avem patru felițe de pâine, din aceasta secară. Știți voi rețeta, o avem pe canalul de YouTube Miere TV. Am mâncat și salată de fructe, a fost super bună. Am avut 500 grame de salată de fructe și pizza asta are tot 500-600 grame. Deci iarăși avem peste 1 kg de mâncare, dar sincer vă zic sunt deja destul de plin. Însă am nevoie și de proteină, așa că o să mănânc și pizza. Iar o să fiu super plin până diseară, până la ora 8-9. Deci acum este decât ora 4 20. Mai am de făcut o oră de cardio, după cum v-am spus. O să o facem pentru că afară încă este frumos, este cald. Vreau să facem și astăzi tot două ore de cardio, să ardem 500 de calorii și să sperăm că o să fim într-un deficit caloric pentru a slăbi. La sfârșitul săptămânii să slăbim. Urșilor, eram uitat să-mi beau siropul de cătină cu miere premium, dar astăzi n-am mai uitat, o să-mi fac un pahar. Pentru că am obosit, mă simt așa obosit, nu știu. Am mers aproximativ două ore, dar o să mai merg încă o oră, să mai facem o serie, o să mă relaxez un pic să beau siropul ăsta, sucul ăsta și apoi vreau să mai fac încă o oră, să fie 3 ore de mers. S-a făcut ora 7 jumătate și avem aici o ciorbă de perișoare, de curcan, foarte, foarte slabe, foarte slabă carnea asta de curcan. Ia să vedem câte perișoare avem aici, 3 cu 2, 5. Este foarte slabă carnea și o să mănânc fără pâine, avem foarte multe legume, încă una 6 și cu 2, 8. 8 perișoare. o perișoare. să punem și zeama asta care a mai rămas. Ok, cam așa arată a treia masă a zilei. V-am zis, este ora 7 de jumătate. Aici avem desertul. Avem vreo 700 grame de dovleac la cuptor, dovleac copt. Este foarte slab caloric, are 30 de calorii pe 100 de grame. Voi mânca ciorba fără pâine, deoarece am mâncat destul de multă pâine astăzi. Am mâncat la prima masă două feliuțe, am mai mâncat pizza aceea care avea și ea patru feliuțe. Deci 6 felii de pâine, eu zic că este suficient pe ziua de astăzi. Avem multe proteine, avem multe legume, uitați, avem multe lichide, exact de ce avem nevoie. Și puține calorii, o masă foarte mare, are și ciorba vreo 5 600 de grame, deci avem și la masa asta peste un kg de mâncare. S-a făcut ora 11.30 jumate urșii mei și vreau să vă spun că nu mi-este foame absolut deloc. O să mănânc așa la mișto un barbels din ăsta, un baton, hazelnut și nuga. Are 20 de grame de proteină, 200 de calorii. Nu luam mai mult pentru că se mănâncă ușor, este foarte mic, nu are așa multe calorii și are foarte multă proteină, da? Noapte bună, ne vedem mâine dimineață. Să vedem ce mai mâncăm. Bună dimineața! Începem și ziua de astăzi tot cu suplimentele mele apicole. Avem o linguriță de miere de rapiță cu care îndulcim cafeaua și aici avem păstura. O să mănânc o linguriță și de păstură și apoi... Ne vom lua micul dejun, va trebui să facem uh, primul antrenament cardio de o oră, după care să fac niște exerciții pentru masa musculară, niște flotări, niște fandări, niște genuflexiuni după aia să mâncăm ceva iarăși, să luăm a doua masă, după care mai bag o oră de cardio. Și cam asta este programul meu, urșilor. Dacă nu mai mergem la sală, încercăm să ne antrenăm acasă să mâncăm cât mai sănătos, cât mai multe fructe, cât mai multe legume, produsele apicole, bineînțeles, sunt lipsite și să facem cât mai multă mișcare. Să încercăm să slăbim și săptămâna asta. Ok, urșilor, s-a făcut ora 12, este timpul pentru prima masă a zilei. O să iau o feliuță de pâine din asta de secară. Și mai avem aici 3 chiftele din astea de curcan cu legume. Trebuie să le terminăm pentru că sunt făcute de săptămâna trecută și se strică naiba, trebuie să le mâncăm. Avem aici o grămadă de proteină și pâinea asta de secare are 10 grame de proteine pe 100 de grame. Carnea de curcan la fel are vreo 20 ceva de grame de proteină pe 100 de grame. Avem și o sana mare de 400 de grame cu 0,9% grăsime. Haideți să vedem câte grame de proteină are și asta. Are multă proteină și ea. 3,2 grame de proteină pe 100 de grame. Deci are 12 grame de proteină toată sticluța asta. 36 de calorii pe 100 de grame, deci are 144 de calorii și pentru că nu prea avem legume, bine, sunt niște legume în chiftelele astea, avem legume în ele, dar trebuie să mâncăm și niște micronutrienți, niște vitamine, avem o banană și o portocală. Un mic dejun foarte rapid, sănătos, plin de proteină, plin de vitamine. Exact ce ne trebuie pentru a începe, pentru a începe ziua aceasta. S-a făcut ora 4, este timpul pentru a doua masă, pentru că au trecut 4 ore de când am mâncat micul dejun, ca să zic așa. Am făcut 10.000 de pași într-o oră și ceva. Vreau să mai fac încă o oră de cardio mai încolo, peste o oră, așa, pe la ora 5-6. Să fac minim 15.000 de pași. Am făcut și flotări, am făcut și niște fandări, niște genoflexiuni. Aici avem niște varză, v-am mai arătat, este varză de săptămâna trecută, este ultima porție. Este făcută jumătate varză din asta dulce, varză proaspătă, dată pe pentru că este prea tare, așa este foarte nasoală, și jumătate este varză, varză acră, cu mușchi din acela luat de, din piață, de la țărani, nu știu de acela fumat, v-am mai arătat eu, și bineînțeles, i-am zis lumea că mai să nu mai pun absolut deloc ulei, da? Deci este foarte dietetică. Dar, aici avem niște cărnați, tot din... Viață. avem doi cărnați din aceea lungi, de data asta sunt prăjiți, dar probabil că nu se mănânc pe toți pentru că sunt foarte mulți. Haideți să punem aici câțiva peste varză, mi-a fost poftă să, să mănânc și niște cărnați, mă, uite cât le iau. Atât ajung, să-mi fac și eu pofta. Da? Deci dacă mâncați lucruri care au mai multe calorii, încercați să mâncați mai puțin. Astăzi am mâncat săptămâna asta și jumări, jumările au 600 și ceva de calorii pe 100 de grame, dar am mâncat foarte puține. Ăștia au mai puține calorii decât jumările, au vreo 350, de aceea mănânc un pic mai mult, să-mi fac și eu pofta. Cu cât mâncarea, cu cât alimentele au mai multe calorii, cu atât trebuie să le mâncăm mai rar și mai puțin. Iar lucrurile care au puține calorii, cum ar fi varza sau în general legumele și fructele, trebuie să mâncăm mai des și mai mult. Pentru că ele ne ajută să fim full, să fim sătui, să nu acumulăm multe calorii și să rămânem într-un deficit caloric. Vedeți cât de multă varză este aici și cât de puțin prânați mi-am pus. Tocmai pentru că trebuie să fie un echilibru între lucrurile care au puține calorii, să fie cât mai mult volum, iar lucrurile care au cât mai multe calorii, să fie o cantitate cât mai mică. Ne avem un colț de pâine, din asta pâine de secare de la Velpitar foarte bună pâinea asta, are decât 240 de calorii pe 100 de grame. Și aici avem ardei iute. Ia să luăm noi niște ardei din ăștia iuți, făcuți de taică și de maică mea, tăiați așa mărunt. Și punem așa peste, da? Ardei iuți în oțet. Nu sunt foarte picanți, să știți. Îmi plac foarte mult, tocmai din cauza că nu sunt atât de picanți și pentru că sunt în oțet. Ăștia proaspeți, mie nu prea-mi plac, au un gust prea puternic de verde, așa, și schimbă total gustul mâncării. La fel ca și pătrunjelul, nu prea-mi place pătrunjelul în mâncare. Este prea aromat, prea puternic și schimbă gustul mâncării. Deci asta este a doua masă a zilei. Este foarte, foarte bună mâncarea asta. Am un șef bucătar extraordinar. Mama mea gătește foarte bine. Și vedeți, mereu am câte ceva nou am o dietă diversificată în fiecare zi și lucrul ăsta mă ajută foarte mult. Și vreau să vă mai zic că am observat că ieri și alalte, nu știu, am mâncat foarte puțin seara, pur și simplu, a patra masă a fost așa mai multă gustare cât să am o servire de proteine înainte de somn. Și lucrul acesta am observat că se datorează tocmai faptului că mănânc mai mult în timpul zilei. A zis și la prima masă, am avut o masă destul de mare, 5-600 de calorii probabil au fost acolo. Și acum la fel, avem aici vreo 600-700 de calorii, habar nu am cât au, că nu stau să încântăresc mâncarea și să încântăresc caloriile. Mănânc intuitiv pentru că deja am o experiență destul de mare și știu că trebuie să mănânc și ce alimente au multe calorii și ce alimente au puține calorii. Și bineînțeles mă cântăresc. Și lucru acesta mă ajută foarte mult să îmi dau seama dacă am mâncat prea mult sau dacă am mâncat prea puțin. Nu trebuie să stați acum să fiți obsedați, să vă cântăriți tot timpul mâncarea, să vă cântăriți numărul de calorii. Pur și simplu vă urcați pe cântar zilnic sau o dată pe săptămână și vedeți dacă ați slăbit prea mult, înseamnă că ați mâncat prea puțin. Dacă ați slăbit prea puțin, înseamnă că ați mâncat prea mult sau dacă v-ați îngreșat, la fel, nu? Înseamnă că ați mâncat prea mult. Trebuie să mai reduceți un pic din ori din porțiile de mâncare, ori din alimentele care sunt foarte bogate în calorii. Deci ideea este că dacă mănânci mai mult în timpul zilei, este mai bine, părerea mea. Pentru că seara nu mai ai atâtea pofte. Dacă nu vei mânca nimic ziua sau vei mânca foarte puțin sau vei încerca să faci intermittent fasting, să nu mănânci 18 ore și pe aia să mănânci seara într-un interval de 4-6 ore, vei observa că vei mânca foarte mult, vei mai putea opri. Și nu știu dacă e atât de bine să mănânci atât de mult seara și ziua să nu mănânci nimic, să fii leșinat. Dacă simțiți că vă este foame de dimineață, Până la urmă, este, este un lucru bun, pentru că dacă nu ți-e foame dimineața, înseamnă că ai mâncat foarte multe calorii noaptea, și de asta nu te trezești cu foame dimineața. Plus că pe parcursul zilei mai arzi calorii, nu face fort, ai nevoie de ceva de mâncare, de nutrienți. Seara, ce sens are să mănânci o grămadă de calorii când după aia te bași la somn, adică nu mai ai nevoie de energie? De ce să-ți iei atât de multe calorii, adică atât de multă energie noaptea, seara? când nu mai ai nevoie de acea energie pentru că stai în pat sau te uiți la televizor sau te bagi la A fost foarte bună varza ori și mei a zis, da, am avut iară peste 6-700 de grame de mâncare cu tot cu pâine, cu cărnați și cu tot ce am avut eu acolo. Vreau să mai mănânc niște fructe, dar are să mă forțez acum pentru că sunt foarte, foarte plin, nu mai pot să mai mănânc. Plus de asta vreau să stau un pic și apoi să mă apuc să mai fac încă o oră de mers oră și ceva de cardio. Așa că o să mâncăm uh, un bol din acela de fructe mai încolo, când, uh, după ce termin exercițiile cardio. Pentru că acum sunt foarte full, nu mai trebuie absolut nimic. O să beau un par de cătina acum cu miere să-mi pregătesc și apoi mergem să facem exercițiile fizice. S-a făcut ora 7.40 și mie nu mi este foame absolut deloc. Și trebuie să mănânc, vă dați seama că la ora 8 uh, deja o să treacă uh, 4 ore de la a doua masă. Deci, pe la ora 8, în vreo 20 de minute, trebuie să mă pregătesc să mănânc a treia masă a zilei, pentru că după aia trebuie să iau și a patra masă, vă dați seama, pe la ora 10, 11, maxim 12. Nu știu care e fază, de ce nu mi -e foame. Faptul că n-am mai lucrat cu greutăți, că n-am mai făcut exerciții cu greutăți, exerciții grele în sală pentru masa musculară, poate acelea îmi dădeau poftă de mâncare mai mare, habar nu am exercițiile astea cardio, mersul ăsta pe jos, pe care îl fac pe un timp mai îndelungat, poate lucrurile acestea, nu știu, mi-afectează de mâncare pentru că Pur și simplu, nu am poftă de mâncare. Ok, haideți că s-a făcut ora 8 și ceva. Avem aici o porție de spanac. Ca că A făcut mai că mai spanac proaspăt. Mi-am pus destul de puțin cu Oricum are foarte puține calorii. Puteam să-mi pun o porție dublă sau chiar triplă. Dar uh, nu mi-este foame, v-am zis. Are și cam multă zeamă un fel de ciorbă așa, <laughs> dar n-are nimic, este foarte bun la gustat pentru că este făcut și cu usturoi. Carne din asta fumată de porc, slabă, avem proteine suficiente aici. Spanacul are 25 de calorii pe 100 de grame, deci 400 de grame de spanac au decât 100 de calorii. Este incredibil așa ceva. Puteți să mâncați și un kilogram de spanac, n-aveți cum să vă îngrășați, pentru că luați decât 250 de calorii dintr-un kilogram. Aici avem uh, sfeclă roșie, de la Borcan, de la Lidl, 50 de calorii pe 100 de grame. Mi-am pus destul de multă, uh, da, nu stiu acum mănânc pe toată, dar este bună. O să mai mănânc și o feliuță două de pâine din asta de secară. O am mai arătat-o că numai din asta mănânc, îmi place foarte mult. Cam asta este a treia masă pe ziua de astăzi. V-am zis, nu este foame, dar am nevoie de o porție de proteină pentru că au trecut deja 4 ore de când am mâncat ultima masă. Și mai pe seară să vedem ce mâncăm. A patra masă pentru că vreau să mănânc în fiecare zi 4 mese, 4 serii de proteină, pentru a mi susține masa musculară, pentru că am destul de mulți mușchi și dacă nu îi hrănesc, dacă nu le dau suficientă proteină, o să-mi scadă, mai ales acum că nu mai facem nici sală, nu știu ce o să se aleagă de mușchii mei, vom vedea. Ok, urșilor, s-a făcut ora 11 noapte, am luat aici am un rând de prăjitură, vedeți, mai este doar un singur rând. Am întrebat-o pe maica mea de ce a ieșit așa umedă, pentru că mi se pare că e cam umedă prăjitură asta și mi-a spus că nu a folosit decât 2-3 linguri de Făină. Deci am economisit o grămadă de calorii pentru că înainte făceam prăjitura cu 200 grame de făină, cu o cană din aceea de făină și 200 de grame de zahăr. Acum punem două căpăcele de îndulcitor din al artificial care are 0 calorii, deci automat câștigăm 800 de calorii de la zahăr plus uh, caloriile de la făină care erau și o grămadă, uh, la fel am economisit cred că, că vreo 500 de calorii. Deci peste 1200 de calorii economisite la o tavă din asta și mi ajunge 5 zile, pentru că mănânc cam un rând din asta pe zi. Ieri n-am mâncat, de exemplu, dar trebuie să o mâncăm pentru că altfel se strică. Bună dimineața! Începem și ziua de astăzi tot cu suplimente picole urșilor, cu miere de rapiță, pentru că este foarte, foarte bună și foarte sănătoasă. Și bineînțeles cu o linguriță din păstură. Este suplimentul meu a picol cu 30% proteină care mă ajută să pun masă musculară. Este super, super bun. Trebuie să mă duc să-mi iau o striluță de cătină pentru că, vedeți, am terminat și ieri am uitat iarăși să beau cătină. Este incredibil așa ceva, dacă nu mai mă duc la sală, uit mereu să fac cătină. Dar o să mă duc mai încolo să-mi iau o sticluță și să-mi fac un pahar, pentru că acum beau cafeaua și nu am nevoie de două energizante în același timp. S-a făcut ora 12, iar pentru prima masă avem aici o pizza. Bine, am mai luat o servire de proteină fix când m-am trezit la ora 11, când am băut cafea, am mâncat păstură, dar nu putem numi chiar o masă, însă vreau să bag imediat în mine niște proteină când mă trezesc de cea mai bună calitate, de aceea consum păstură. Însă acum după o oră este momentul pentru prima masă serioasă a zilei, avem aici o pizza făcută în casă, patru feluțe de pâine, rețeta o găsiți pe canalul meu de YouTube, avem 100 de grame de filet, avem peste 30 de grame de proteină aici, avem foarte multe legume, are în jur de 500 de calorii pizza aceasta. Este delicioasă, se face în 5 minute. Așa că mă bag să mănânc pizza acum și apoi voi face prima sesiune de cardio, o oră de mers. Într-o oră de mers ar vreo 250-300 de calorii, după care mai încolo, mai spre seară, după masă, o să mai fac încă o sesiune de o oră de mers. Între ele o să bag și niște flotări și niște genoflexiuni pentru masa musculară. Și vă zic, și săptămâna asta chiar a fost foarte foarte frumoasă, am avut noroc, a fost soare în fiecare zi, a fost cald, nu a plouat nicio zi, am putut să-mi fac exercițiile cardio și dacă o țin tot așa, în două ore pe zi, ard în jur de 600 de calorii. Este extraordinar, numai de la mers. Nu subestimați mersul urșilor, încercați să mergeți câte o oră, două pe zi, pentru că este foarte bun, vă ajută foarte mult să ardeți calorii, este destul de ușor de făcut și vă ajută să fiți într-un deficit caloric și să slăbiți. Ce fac, mă, cățelușii mei, mă? Rostu. Stați la soare, nebunilor. Ce faci, mă, mă, iuțu, mă, Ești leșinat aici? Nu vrei să faci cardio cu mine? Să facem mișcare? Urșii mei, vreau să vă dau un sfat pentru că m-am apucat de cardio, de mers. Dacă vreți să ardeți cât mai multe calorii, și vă place să mergeți, sau nu puteți să alergați, încercați să faceți cardio mai rapid, mersul să fie mai rapid. Deci nu mergeți așa, ca și când ați merge la plimbare, prin parc, ca niște boșoroși de 60 de ani, cu mâinile la spate, dar trebuie să mergem un pic mai repede. Trebuie să mergem cam așa. Ca să ardem cât mai multe calorii, înțelegeți? Adică, na, e de bun simț și este logic. Cu cât mergi mai repede, cu atât arzi, mai multe calorii. Dacă puteți, alergați, veți arde și mai multe calorii. Dar eu nu pot să alerg, o să prea repede, mi se taie suflul efectiv. Dacă veți merge așa rapid, adică eu cel puțin, ard undeva la 300 calorii pe oră, ceea ce este fantastic. Fac două ore în fiecare zi și slăbesc foarte ușor. Mă uit pe YouTube, este foarte simplu, da? Nu trebuie neapărat să facem exerciții foarte grele pentru a arde calorii. Iar dacă mergeți pe plan înclinat, pe munte sau pe bandă, pe plan de 15 grade, veți arde de două ori mai multe calorii. Și bineînțeles, numărul de calorii pe care le ardeți uh, contează și greutatea. Înțelegeți? Dacă sunteți o persoană mai grea, cum sunt eu, la 100 și ceva de kg, e normal să ar mai multe calorii decât o fată de 50-60 de kg, nu? Viteza la care mergeți contează și planul pe care mergeți. Pe un plan drept ar să mai puține calorii, pe un plan înclinat ar să mai multe. S-a făcut ora 4 urșilor și o să mănânc câteva jumări de porc din astea foarte bune, mi-au plăcut foarte mult. O-ai mâncat tai uh, taic meu din ele, vedeți? Hai să spunem și noi câteva aici. Ai, nu, cazi, nu prea multe. Da, nu să le iau așa cu mâna. Să-mi pun câteva jumări ca în poftă. Până se încălzește felul principal de mâncare, avem... Uh, tot spanac. Am mai făcut mai, mai niște din alea, cum se numesc, niște sarmale de post, dar mie nu-mi plac sarmalele de post. Deci avem aici vreo 20-30 de grame de jumări, 4 jumări, da? O să le mănânc cu muștar, din asta clasic, de la Cnori, cel mai bun muștar. Avem o jumătate de ceapă, care mi-a rămas de dimineață de când am făcut uh, pizza. Și aici avem un melc din asta cu spanac. Haideți să-l tăiem, să vă arăt cum arată. Ia uitați, urșilor, a ieșit brânza pe aici. Este foarte bun, vă zic. Dar e și cam uleios, așa, cred că are foarte multe calorii. Ia uitați. Mm -hmm. Da. Super bun. Super multe calorii aici. Dar după cum puteți vedea, este doar un aperitiv, este o cantitate mică. V-am zis, dacă aveți poftă de lucruri care au multe calorii, Não te casse, não faça de tardar. Mâncați în cantitate cât mai mică și apoi umpleți-vă stomacul cu lucruri slabe în calorii, cu multe fructe și multe legume. Au fost foarte bune jumările, mi-au plă mi plăcut foarte mult, însă nu mă voi sătura cu ele. Vă dați seama, o porție prea mică. Dacă ar fi să mă satur din aceste feluri de mâncare și din aceste feluri de mâncare cum avem aici, voi trece de lejer de 4-5.000 de calorii pe zi și nu-mi doresc lucrul acesta pentru că o să-mi sabotez slăbirea și nu vă recomand să mâncați lucruri din acestea grase cum am mâncat eu. În schimb, Ia uitați ce avem aici. Avem peste jumătate de kilogram de spanac. Este foarte, foarte bun spanacul ăsta. Are 25 de calorii pe 100 de grame. Este făcut fără ulei absolut deloc. Are cărniță foarte slabă. Ia uitați, de porc, afumată, are și usturoi. Este extraordinar de bun, cu asta mă voi sătura, cu asta îmi voi umple stomacul pentru că el are foarte puține calorii și o să mănânc cu niște salată din asta de sfeclă roșie murată, are 50 de calorii pe 100 de grame, sfecla mai avem aici în borcan ceva. Voi mânca fără pâine, nu mai mănânc din melcul ăsta pentru că, ia este foarte ulios, vedeți, are foarte multe calorii și el. Mi-am făcut pofta, este suficient. Ori și mei, acum după masă, trebuie să ne luăm porția de miere cu pulpă de cătină, porția de vitamine, fraților, să ne imunizăm, să fim puternici ca niște urși. Ia uitați, mi-am pus aici aproximativ de un deget în pahar, vedeți? Nu trebuie să exagerați cu cătina asta pentru că este foarte puternică, vă va da foarte multă energie și eu am nevoie de energie pentru că vreau să mai fac încă o oră de mers, v-am zis, să trec de 15.000 de pași astăzi. O să beau suculețul ăsta și apoi o să ne apucăm de treabă. Ia uitați și bine arată, acum trebuie doar să mai amestec un pic, pentru că vedeți, mierea fiind naturală se dizolvă mai greu, trebuie amestecat foarte bine cu o linguriță. S-a făcut ora 6, am terminat toate antrenamentele și pe ziua de astăzi mă declar mulțumit. Aici avem un desert, o gustare așa între mese, pentru că ultima masă a fost la ora 4. Până la a treia masă avem o salată de fructe, avem o banană, două kiwi și vreo 300 grame de căpșuri. În total avem vreo 500 grame aici de fructe, de bunătățuri, vitamine, minerale, tot ce vreți voi urșilor. Să fim sănătoși și să slăbim, pentru că fructele au foarte puține calorii. Nu uitați să mâncați fructe în fiecare zi. S-a făcut ora 8 și ceva, este timpul pentru a treia masă. Avem aici o ciorbiță de perișoare de curcan. Este ultima porție, după cum puteți vedea, am multe perișoare. O să mănânc fără pâine pentru că am mâncat destul de multă pâine astăzi. Are foarte multe legume, foarte puțină grăsime, este foarte, foarte dietetică, foarte bună ciorba asta. Mâine o să facem alta pentru că, v-am zis, este ultima porție asta. O să facă mai că mea o ciorbă proaspătă mâine de oase afumate. Abia aștept. S-a făcut ora 11, noaptea urșii mei. Avem aici ultima masă pe ziua de astăzi. A patra, a masă, nu mai știu exact. Ne-am pierdut numărul meselor, dar nu-i nimic. Important e să avem 4-5 mese cu proteină pentru masa musculară. După cum vedeți, este ultima porție de prăjitură, dar mâine o să facem altă prăjitură, pentru că îmi place foarte mult. Are foarte multă proteină, pentru că este făcută cu brânză din aceea măruntă, brânză proaspătă, echivalentul brânzei cotici, care are foarte multă proteină și puține grăsimi, puține calorii și sincer decât să mănânc brânză cottage sau brânză din aia măruntă, să o mănânc așa simplă, care n-are niciun farmec, prefer mult mai mult să mănânc astfel de prăjitură. Este foarte bună, îmi place foarte mult și e fantastic că pot să mănânc prăjitură în fiecare zi când sunt la dietă. Mi se pare genial. Noapte bună urșilor, ne vedem mâine, să vedem ce mai mâncăm. Bună dimineața, începem și ziua de astăzi tot cu suplimentele mele apicole. Avem o linguriță mare de miere de rapiță. Este extraordinar de bună, cafeaua nu schimbă gustul, îmi place foarte mult mirea asta de rapiță în cafea. Iar aici avem suplimentul apicol pentru masă musculară cu 30% proteină, adică păstură. Sunt niște suplimente foarte bune, cele apicole lumea trebuie să înțeleagă și sunt dovedite oricum, sunt dovedite de mii și mii de ani că aceste produse sunt extraordinare și mie îmi place să le consum pentru că am din belșug și pentru că în decursul timpului am observat că mă ajută foarte, foarte mult. Sunt mult mai energic, îmi place foarte mult acum cum mă simt, nu m-am mai îmbolnăvit de foarte mult timp și vă recomand din suflet să folosiți și voi. Nu trebuie să le luați de la mine dacă aveți o sursă de credere, puteți cumpăra de oriunde, dar dacă nu știți de unde să cumpărați niște produse apicole de calitate, puteți intra pe site-ul meu și să faceți o comandă de acolo. Pentru prima masă zilei am făcut aici o pizza. Ia uitați cât de frumos a ieșit. Încă n-am băgat la cuptor. Vreau să vă arăt așa înainte să o bag. De data asta am folosit pâine din aceasta toast. Din asta a cumpărat maica mea. Va, ia uitați câte bunătăți a făcut maica mea pe aici. Mama, a făcut fasole din asta cu clavai pe deasupra. Nu vine să cred ce bine arată și aici am încă două mari. Dar eu aștept să mi se facă pizza, să mâncăm pizza urșilor. Ia uitați aici avem roșii sherry, căpșuni, mamă ce mișto arată căpșunile astea, banane, kiwi. Aici avem brânză dulce, trebuie să-mi facă prăjitura astăzi cu brânză dulce și stafide. Aici am mai cumpărat un pepene, ia uitați, abia aștept să vedem cum este, sunt chiar foarte curios. De la Carrefour l-am luat, o să-l tăiem astăzi probabil. Aici, și aici avem foarte multe portocale, sunt foarte bune portocalele astea, sunt din Grecia, cred. Nu știu, le cumpărei de undeva, vine cineva la Călimănești cu ele și le cumpără direct de la persoana respectivă. Și sunt foarte, foarte dulci, n-am mâncat portocale mai dulci decât astea. Și aici ce avem? Aici avem spanacul, dar nu pot să mănânc spanac acum, că e dimineață. Dar de fapt eu veni să-mi iau niște apă. să-mi <laughs> iau o sticlă de apă minerală. Și aici mai avem câțiva dovleci și dovleci la fel sunt foarte buni pentru slăbit. Săptămâna asta am mâncat nici nu mai țin minte. Trebuie să mai fac mai mea oricum. S-a făcut ora 12 și pizza este gata și mei. Prima a zilei este servită. Ia uitați cât de bine arată. Dacă vă este greu să introduceți legume în dieta voastră, să mâncați mai sănătos, puteți să vă faceți o astfel de pizza în casă, să se face foarte rapid, este foarte bună pentru diete și efectiv nu simțiți că sunteți la dietă puteți să vă răsfățați cu așa ceva în fiecare zi și să consumați mai multe legume. Acum plecăm în oraș și mai pentru că avem aici o comandă de 5 siropuri de pulpă de cătină. Este produsul nostru premium extraordinar pentru anul rece, pentru imunitate. Este foarte, foarte bun pentru o grămadă de afecțiuni și de boli. Dacă doriți și voi, puteți să comandați pe site-ul nostru www.pomiere.tv.ro. Iar eu vă voi aduce acasă la dumneavoastră dacă sunteți din Râmnicu Vâlcea. Dacă nu sunteți din oraș, sunteți din alte orașe, faceți o comandă pe site și vă trimitem comanda prin fan curier. În 48 de ore ajunge comanda la dumneavoastră acasă și plata se face ramburs după ce primiți coletul v-am pupat, multă sănătate, o zi bună tuturor! S-a făcut ora 4, iar pentru masa asta avem aici fasolica din asta bătută. Ia uitați ce șmecher arată, cu o grămadă de maclavazi din asta pe deasupra, dar na, are și mult ulei, asta e. Aici avem niște cârnăciori, aici avem uh, murături, avem uh, castraveți din ăștia de la Saramură, și aici a pregătit șeful bucătar încă o prăjitură să avem diseară și pentru zilele următoare să mâncăm. O să mănânc totul cu două filiuțe de pâine din asta pătrățoasă toast. Poftă bună, vă doresc tuturor! Hai să vedem, urșilor, s-a făcut ora 6. Am terminat astăzi toate exercițiile cardio și toate exercițiile fizice. Am făcut și flotări, am făcut de toate. Am făcut vreo două ore jumate de cardio. Am rupt. Bine, cardio ușor. Am mers. Haideți să vedem cum arată pepenele ăsta. Este deja al doilea pepene pe care îl cumpăr de la Carrefour. Este 10 kg. Wow, ce bine arată! Mamă, wow, ce bine arată, nu vine să cred! Arată super tare! Iam, iam, iam! Ia să gustăm aici, din el. Wow! E mai bun decât primul. Super bun. Super smecher. A gustat și mai mea ce că e dulce. Păi nu știu eu să aleg pepenii. Ia uitați aici. Mm. Foarte bun. Deci acum la ora 6 o să mâncăm pepenele asta. Un castron întreg de pepene pentru care are foarte puține calorii. Are 30 de calorii. Și astăzi nu prea am mâncat fructe. Și revenim de la următoarea masă, orșilor. S-a făcut ora nouă. Ia uitați ce mancarica avem aici. Avem o ciorbiță dublă. Avem două bucăți de carne din asta de porc afumată. Oase din astea așa afumate super, super bune. Abia aștept să mănânc. Este ciorbiță de dragavei, este făcută proaspătă astăzi, cu foarte multe legume, foarte bună este ciorba asta, îmi place foarte mult. Hai să vedem dacă putem să desfăc aici puțină carne să vă arăt ce minunăție zace aici. Ia uitați, fai de cap meu, doamne cum arată. Abia aștept să mănânc, voi mânca cu niște melc din ăsta cu spanac și cu puțină brânză de la brutărie foarte bun, foarte moale. Iar aici avem desertul, o să mănânc peste oră, 2 pe la 10, 11, 12, când mi se face foame iarăși. Avem a patra masă aici, foarte puține calorii și foarte multe proteine pentru că am nevoie pe timp de noapte să păstrăm mușchii ăștia, masa musculară. Astea au fost toate mesele de săptămâna aceasta, urșilor. Sper că v-au plăcut, sper că v-au făcut poftă și v-ați inspirat din mesele mele. Noi o să ne vedem mâine cu cântarul oficial, pentru că de acum o să mă cântăresc sâmbătă, mi se pare mult mai ok. Să termin clipul de sâmbătă, ca duminica să stau și relaxat, să nu mai trească să mă trezesc de dimineață și, Doamne ajută, sperăm să slăbim. Poftă bună vă doresc tuturor și noapte bună. Haideți să vedem urșii mei momentul adevărului. S-a terminat și a 13-a săptămână din singura transformare documentată din toată lumea. Să vedem dacă am slăbit. Săptămâna trecută am avut 108,1. Am tras destul de tare și săptămâna asta, fără sală, antrenamente acasă, mult cardio, mult mers, câte două ore și ceva în fiecare zi. 107,6 Mamă, e super bine! Este... cât sunt? Sunt de grame față de săptămâna trecută. Mamă, cât de bine e! Ah, am uitat să vă zic că astăzi este sâmbătă, de acum o să mă cântăresc sâmbătă, pentru că am observat că este mai bine. Stau mai relaxat, duminică nu mai trebuie să mă trezesc de dimineață, e mult mai bine să mă cântăresc sâmbătă, să fac clipul de sâmbătă, îl programez pentru duminică, la ora 12 cum v-am obișnuit. Ia uite, am scris aici 107,6 kg în săptămâna 13. Este un rezultat foarte, foarte bun. Sunt 500 de grame față de săptămâna trecută. Săptămâna trecută am uitat să vă arăt foaia cu 108,1. În perioada asta a patra de slăbit am plecat de la 121 de kg în 3 ianuarie 2021. Dacă vreți să vedeți toate clipurile, le găsiți pe canalul meu în seria auto Slăbește. Iar acum 2 ani, pe 7 ianuarie 2019, am plecat de la 146,4 kg. Este foarte, foarte bine cât am reușit să slăbesc până acum, câtă masă musculară am reușit să pun, pentru că mușchii se pun foarte greu. De este mai ușor, dar să pui mușchi este mult mai greu și durează mult mai mult. A fost o săptămână extraordinară, incredibilă, am slăbit 500 de grame, am slăbit jumătate de kilogram în săptămâna aceasta. Se pare că nu mi-a purtat ghinion săptămâna 13 și am reușit să slăbesc foarte mult. Jumătate de kilogram este foarte mult într-o săptămână urșilor, mai ales ținând cont că sălile sunt închise și nu am fost la sală săptămâna aceasta aceasta este prima săptămână fără sală de când a început anul. Ca să slăbesc 500 de grame, săptămâna aceasta a trebuit să fiu într-un deficit caloric de 500 de calorii în fiecare zi și am reușit să ajung la acest deficit pentru că am făcut foarte mult cardio. Am făcut între 2 și 3 ore de cardio în fiecare zi. Cardio ușor, la intensitate foarte joasă, am mers, pur și simplu am mers pe jos, pe aici, prin curte și am ars peste 5-600 de calorii în cele 2-3 ore de mers. Este fantastic. Vedeți, se poate și fără sală, se poate slăbi și fără sală. Dar nu știu ce se întâmple cu mușchii mei, mă uitam acum, se pare că umerii încă se mai văd. Pieptul la fel se vede bine. Pentru masa musculară am făcut câteva flotări în fiecare zi, am făcut 3 serii de câte 10-15 flotări, n-a fost cine știe ce, 3 serii de genoflexiuni, dar caloriile arse pentru a fi într-un deficit caloric au provenit strict de la cardio, strict de la mersul pe jos. Așa că nu mai subestimați, mersul pe jos este fantastic, încercați și voi să mergeți măcar, măcar o oră în fiecare zi, vă ajută foarte mult să fiți într-un deficit caloric și, bineînțeles, încercați să mâncați foarte multe alimente slabe în calorii, cum ar fi fructele și legumele. Încercați să înlocuiți dulciurile, deserturile cu 2-3 lingurițe de miere, cu 2-3 fructe. Faceți-vă prăjituri în care să puneți puțin îndulcitor și să eliminați zahărul pentru a scuti niște calorii. Ați văzut și eu mănânc desert, mănânc în fiecare zi aproape prăjitură din aceea cu brânză dulce și stafide. Este foarte bună, are o grămadă de proteine și mă ajută foarte foarte mult cu masa musculară. Cu cât ai o masă musculară mai dezvoltată, cu atât trebuie să consumi mai multe proteine. Și bineînțeles, proteinele sunt mult mai sațioase, adică dacă mănânci mai multă proteină, vei fi mult mai plin pe o perioadă mai lungă de timp. Nu știu, mi se pare fantastic rezultatul de săptămâna aceasta, chiar nu mă așteptam. Ați văzut, am mâncat și lucruri care nu sunt recomandate la dietă, care sunt interzise la dietă, am mâncat tot ce am vrut eu și am avut un rezultat extraordinar. Este a 13-a săptămână consecutivă în care slăbim urșilor în nicio perioadă de slăbire din cele 4 sezoane de până acum, din Otto slăbește. Nu am reușit să slăbesc 13 săptămâni la rând. Poate săptămâna viitoare mă voi îngreșa, habar n-am, n-am de unde să știu lucrul acesta. Dacă vreți să vedeți nu uitați să vă abonați, să fiți primii care văd clipurile mele. La fel, dacă sunteți curioși să vedeți ce mai mănânc și săptămâna viitoare, trebuie neapărat să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări. Dacă sunteți alături de mine și vreți să mă susțineți, băgați un like și un comentariu, pentru că pe mine mă ajută foarte mult cu algoritmul YouTube-ului. Clipurile mele vor fi recomandate la cât mai multe persoane. Îmi vor vedea și alți oameni transformarea mea și ei se vor motiva, vor începe și ei să mănânce mai sănătos să facă mișcare, să arate mai bine, să fie mai sănătoși, să scape de obezitate. Iar dacă vreți să mă susțineți financiar, nu uitați să faceți o comandă pe site-ul meu www.mieretv.ro pentru că acolo găsiți cele mai șmechere produse apicole din țară, la cele mai mici prețuri, aveți zeci de reduceri, plus suplimentar încă 10% la următoarea comandă. Până data viitoare, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. Eu sunt Otto, ursul vostru, v-am pupat, ceau!